Domnul să fie lăudat! Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul pe care ni l-a dăruit până acum. Mulțumim pentru cântările pe care ni le-a spus, ni le-a transmis prin frățiorii noștri, prin tineri. Și fiind o seară de tineri, rostim o binecuvântare asupra tinerilor. Domnul să-i binecuvinteze și să-i țină pe calea Lui până la capăt. Amin! Fraților și surorilor, din textul care s-a citit, din 1 Timotei, capitolul 4, aș vrea să vorbesc trei lucruri despre ce înseamnă mașinăria diavolului pentru tineri, pentru tinerii secolului 21. Mașinăria diavolului pentru tinerii de astăzi. Și uitați-vă puțin, dacă rămânem aici în epistola aceasta 1 Timotei, la capitolul 4, putem extrage câteva lucruri. Întâi de toate, trebuie să spunem, să precizăm că Timotei înseamnă cel ce îl onorează pe Dumnezeu. Și dorim ca voi, tinerilor, voi, copiilor, să fiți oameni, să fiți fete, să fiți băieți care îl onorează pe Dumnezeu. Domnul să vă ajute la aceasta. Acest tânăr care provenea tocmai din Listra, fratele Florin a citit despre o minune pe care Pavel, prin Duhul Sfânt, a făcut-o în Listra. Acest tânăr avea o mamă și o bunică, aceste femei evlavioase l-au crescut în cunoașterea lui Dumnezeu. Și bineînțeles că la un moment dat Pavel îl întâlnește pe acest copil, pe acest tânăr, se presupune că avea maxim 20 de ani și i-a plăcut foarte mult apostolului Pavel de tânărul Timotei, în așa fel încât l-a luat în călătoria sa misionară. După prima detenție a lui Pavel la Roma, despre care scrie Fapte 28, Pavel începe să viziteze câteva biserici și ajunge inclusiv în Efes. Ei, când a ajuns în Efes, l-a lăsat pe Timotei acolo cu o sarcină foarte dificilă. Timotei trebuia în Efes să se ocupe de ereziile care începeau să bântuie biserica primară sau bisericile de atunci. Timotei trebuia să se ocupe de organizarea bisericii din Efes, care era destul de dezorganizată. Timotei trebuia să formeze slujitori în Efes și să se lupte cu unele tendințe, unele curente care sunt actuale și astăzi, cum ar fi materialismul, și de asta se ocupă Pavel în capitolul 6 din 1 Timotei. Ei, ne aflăm în capitolul 4, în care apostolul Pavel îi transmite lui Timotei o atenționare mare și spune așa, cu alte cuvinte, atenție la învățătorii falși. Și imediat de la versetul 1 și până la versetul 5 îi descrie pe acești învățători falși. Apoi, de la versetul 6 și până la 16, îi descrie pe învățătorii adevărați. Dar mă întorc la această temă pe care o propun pentru seara asta în dreptul tinerilor, mașinăria diavolului pentru tinerii secolului 21. Și ne inspirăm din textul acesta din 1 Timotei, capitolul 4. Mai întâi de toate, băgați de seamă, dragi tineri, că mașinăria diavolului are motor puternic, dar n-are frână. Vedeți? Are un motor puternic, dar n-are frână. Sunt astăzi mulți care se uită și spun, domnule, mi-aș dori și eu să am o mașină puternică. Citeam că Bugatti Chiron are 1500 de cai putere și motor de 8 litri. Vă dați seama ce putere e acolo. Și tinerii de astăzi aleargă după mașini tari, după motoare, după senzații. Și motorul ăsta, inima noastră, până la un moment dat, o ține și poate să meargă. Dar în momentul în care noi nu mai punem frâna și nu apăsăm pe frână și numai pe accelerație, în momentul în care noi mergem înainte fără înfrânarea poftelor ca roadă a Duhului, ajungem cu mașina noastră ori într-o prăpastie, ori într-un zid și cu viața noastră s-a terminat.
Și de aceea vine apostolul Pavel și transmite un semnal mare de alarmă. Bagă de seamă, drag tânăr, că mașinăria diavolului are motor puternic. Și haideți să vedem câteva caracteristici ale acestui motor. Îl pun în ghilimele pentru că vreau să vorbesc un pic mai pe limba voastră. Motorul mașinăriei diavolului, în primul rând, știți de ce se caracterizează? Și citim versetul 1, recitim. Duhul spune lămurit. Vedeți, astea sunt avertizările Duhului pentru tinerii bisericilor de astăzi și nu numai. Duhul spune lămurit. Ce anume? Că în vremurile din urmă, anul 2023, unii se vor lepăda de credință. Fiți atenți, tinerilor dragi. Lupta cea mare a diavolului în zilele de astăzi este ca voi să nu mai aveți credință, să vă dezbrace de puterea credinței, să mergeți să accelerați cu toată forța motorul poftelor firii voastre pământești, dar credința să dispară, să plece, să aveți eventual o formă de credință moștenită de la părinții voștri. Și Domnul vine și prin Duhul Sfânt trage un semnal mare de alarmă. Aici, în domeniul acesta al lipsei credinței, îi avem ca exemplu pe Samson, pe Salomeia, pe Dina, pe Dima, pe alții care s-au despărțit de Hristos și de Dumnezeu, s-au despărțit de calea cea bună și au luat-o în voia firilor și a poftelor lor. Îl vedem pe Samson care găsește la un moment dat o fată tânără și nu era din poporul lui Dumnezeu. Și aici vine diavolul și pe mulți îi atrage cu aparența asta, nu? Îi atrage. Ia-mi-o că-mi place, a zis Solomon la tata și la mama. Și scrie acolo, ei nu știau, tata și mama, că lucrul acesta venea de la Domnul. Ce, venea de la Domnul o căsătorie în lume? De la Domnul este căsătorești în lume? Nu. Citește mai atent și vezi ce scrie acolo. De la Domnul venea provocarea lui Samson contra filistenilor, că Dumnezeu vroia să-l facă un eliberator. Asta desprindem din context. Asta venea de la Domnul. Nu o căsătorie în lume. Ori uitați-vă ce spune aici. Unii se vor lepăda de credință, se vor lepăda de credință. În vremurile astea am întâlnit oameni fără frână. De ce? N-au credință, nu mai au credință. Credința operează în noi o frână puternică. Haideți să citim Coloseni capitolul 2 cu versetul 7. Să vedeți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, pentru că e foarte important pentru noi. Versetul 6 și apoi 7. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Dar sunt astăzi oameni care vin și spun, mie nu mai trebuie Scriptură, mie nu mai trebuie să fiu înrădăcinat în Hristos, nu mai vreau învățătură bună, eu sunt propria mea învățătură, eu mă duc unde vreau și fac ce vreau. Poate că ați auzit, nu știu câți dintre voi mai citiți cărți în secolul ăsta al vitezei, dar Oscar Wilde, un scriitor din secolele trecute, dacă nu greșesc, secolul XIX, și-a descris într-o carte propria lui viață. În cartea aceasta, numită Portretul lui Dorian Gray, omul acesta vorbește despre un tânăr care a ajuns să trăiască în lume, să-și biciuiască simțurile la maximum și să trăiască în toate fericirile posibile, vorbesc în ghilimele, din punct de vedere trupesc, firesc, fizic. Și băiatul ăsta a făcut un pact, nu știu cu cine, avea un portret, un autoportret care îl ținea undeva în pod și el a zis că toate păcatele pe care le va face să aibă repercursiuni asupra acelui portret din pod.
El să rămână veșnic tânăr, asta v-ar plăcea și vouă, să fiți veșnic tineri, dar nouă tinerețea e ca și floarea care se scutură rapid și rămâneți cu regretele dacă nu o trăiți alipită de Hristos. Omul acesta a avut el în mintea lui, în conștiința lui, asta scrie în carte, dar e o minciună mare. A avut o înțelegere cu Dumnezeu și a zis: Doamne, orice păcat aș face să se imprime asupra portretului din pod, eu să rămân inocent, ca și în copilărie, fața mea să nu exprime nici lăcomia, nici pofta, nici destrăbălarea, nici nimic, nimic. Eu să rămân frumos și să mă pot distra. Și portretul lui, zi de zi, se urâțea, se făcea mai urât, mai grotesc. Portretul lui din pod arăta tot mai jalnic și tot mai rău. Până într-o zi când tânărul acesta s-a dus și a luat portretul din pod și cu un cuțit a vrut să-l străpungă pentru că nu-l mai suporta. Și în momentul când a dat cu cuțitul, a căzut jos și a murit. Cu alte cuvinte, ce transmite omul acesta în romanul lui, în cartea lui? Că e de fapt propria lui experiență de viață. Atunci când noi, și o să vedem imediat că ajungem la punctul acesta, atunci când noi păcătuim, s-ar putea ca în exterior să arătăm tot ca și înainte. Dar portretul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, a artistului acestuia care ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, este propria noastră conștiință. Și în momentul în care conștiința mea se pătează, se murdărește, în momentul în care eu o iau și o terfelez și o târăsc în noroi, în momentul când o murdăresc și arunc asupra ei păcatele mele, în momentul acela eu devin tot mai împovărat, nu mai pot să scap de ea, m-am lepădat de credință și în momentul în care vreau să-mi ucid propria conștiință, eu nu pot să fac asta decât dacă mă ucid pe mine. Omul secolului 21 ajunge în depresie, în disperare și la sinucidere. Știți de ce? Nu mai are credință, se agață de iluzii și se auto-ucide. Asta o face omul secolului 21 și este un semnal de alarmă. Mașinăria diavolului pentru voi, tinerii secolului 21, are un motor puternic, dar n-are frână. Știți ce înseamnă desfrânare? Lipsă de frână, asta înseamnă. Înfrânare înseamnă să ai frână, domnule, că apare undeva un accident, apare o problemă în fața ta și tu trebuie să ai frână. De ce nu te poți opri? Fă o probă. Poate ai vizionat. Nu filme murdare, poate filme, să spun așa, semicreștine, cum zice un bătrân de la noi, zice: măi, la un film semicreștin, toate filmele semicreștine, să știți, și alea creștine, așa zis creștine, ca au secvențe care alimentează firea noastră pământească. Fă o probă, dacă ai vizionat și obișnuiești să te alimentezi din filmele astea, așa zis creștine, fă un post. Și postește 3 luni de zile, să văd dacă poți să postești 3 luni de zile de la filmele astea creștine, sau de la orice altceva, sau de la telefon. Dacă poți să faci lucrul acesta, înseamnă că încă nu ești rob. Dar dacă nu poți să faci lucrul acesta, e un mare semnal de alarmă. Ai motor și frâna are probleme. Hai să mergem mai departe. Tot versetul 1 ne arată pe oamenii ăștia din ultimele vremuri, vremurile din urmă, dacă vreți secolul 21, anul 2023, niște oameni înșelați din punct de vedere spiritual. Uitați-vă ce spune versetul 1. Unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Efeseni 6:12 ne vorbește despre duhurile din văzduh. Și să știți că sunt duhuri. Și vreau să mă apropii de voi și să vă spun un lucru. Există duhuri specializate pe zone. Sunt duhuri care au căpetenii demonice, care au zone de influență. Vorbește aici, în cartea Daniel, în cartea sfântă. La un moment dat, Daniel stă în post și rugăciune 21 de zile și vine mesajul și spune din partea lui Dumnezeu: din cea din tâi zi tu ai fost ascultat.
dar mi s-a împotrivit o căpetenie a mezilor și perșilor și o trebuie să vină un înger puternic să mă ajute. Ei, ce se întâmplă? Există zone de influență în care acționează duhurile străine și dacă noi nu suntem înarmați cu cuvântul lui Dumnezeu care să genereze noi credință, dacă noi nu suntem ancorați în Duhul lui Dumnezeu, vin duhurile înșelătoare, preiau controlul și încearcă să ne ducă pe o cale pe care noi n-am vrea să mergem. Duhuri înșelătoare. Foarte interesant, vreau să vă spun, o soră din Cluj îmi povestea la un moment dat cum ea era bolnavă și în camera ei a intrat un bărbat, era îmbrăcat în alb, frumos, frumos ai fi spus. Dar căciula acestui bărbat, ceea ce avea pe cap, era neagră. S-a apropiat de sora și a zis, am venit să te duc. Era bolnavă sora, foarte grav bolnavă. S-a uitat la el și a zis, tu ești diavol, pleacă de aici, că eu slujesc pe Hristos și l-am mântuitor pe Hristos, pleacă de aici. Și diavolul a dispărut. Ei, în următoarea noapte, sora are un vis și vine diavolul și îi spune în felul următor. A venit cu aceeași înfățișare, îmbrăcat în alb, cu o căciulă neagră și a zis, tu și cu Iacob, era vorba de fratele Iacob Șumandia, un bătrân prin care Dumnezeu făcea minuni și vindecări în Cluj. Tu și cu Iacob, niciodată nu mi-ați spălat hainele să mă faceți îngeri de lumină. Dar zice, cu tare, mi-au spălat hainele. Sunt oameni care vin în biserici cu duhuri înșelătoare după ei și nici măcar nu-ți dai seama că îi Duhul lui Dumnezeu sau ce duh o fi acolo. Era pe vremuri unul care mergea și predica, unii care sunteți bătrâni și din zona Aradului știți de cine vorbesc, ăsta când începea să predice spunea, aleluia, aleluia, zice, acum îmi vorbește un înger și stătea așa, îngerul zice cu tare, începea biserica să strige aleluia, că ăsta vorbește îngerul, nimeni nu vedea îngerul, dar el zicea că îl aude. Și vorbea și predica și predica și predica până frații l-au exclus din cultul pentecostal pentru niște fapte urâte. La un moment dat într-o biserică, tot în urmă cu ani de zile, a ajuns unul care predica și dintr-o dată cădea pe spate. Să știți că în fața lui Hristos oamenii au căzut în genunchi, nu pe spate. Fiți atenți cu profeții ăștia mincinoși, cum e Benny Hinn și cu alții. Fiți atenți. Ăsta cădea pe spate și spunea că trăiește o revelație minunată, o răpire spirituală. S-adunau frații să-l vadă extraordinar, mă, ăla ce cade în răpiri sufletești în timp ce predică. Se uitau la el, mă, mai mișcă, mai ce. Și el stătea acolo și l-admira oamenii. Până într-o zi când o soră esteață a luat un ac și l-a împuns în deget. Atunci a început să urle și a zis, bă, zice, astea ne-o păcălit. Vedeți? Duhuri înșelătoare, duhurile dracilor, alte cazuri putem aduce. Dar în vremurile acestea, să știți, te uiți, băi, îi Domnul sau nu-i Domnul? Îi Duhul lui Dumnezeu sau nu-i Duhul lui Dumnezeu? Oamenii ăștia care vin și aduc tot felul de predici legate de vindecare fizică, dar nu de vindecarea spirituală. Oamenii ăștia care vin astăzi și aleargă după Evanghelia prosperității și asta nouă ne-ar plăcea o foarte mult, să nu mai suferim, să avem bani în buzunar și în depozitele noastre și așa mai departe. Oamenii aceștia nu aleargă după calea pe care a trasat-o Hristos. Hristos la un moment dat a cerut un ban ca să-și ilustreze predica, dar ăștia zic tot în numele lui Hristos, care n-avea bani la el, că trebuie să ai bani. Apostolul Pavel a fost bolnav la un moment dat și a zis că s-a rugat lui Dumnezeu să ia țepușul. Timotei a fost bolnav,
Tit a rămas bolnav într-un Milet, dacă nu greșesc. Și oamenii ăștia vin și în numele Evangheliei pe care o predica Pavel și Tit și Timotei și alții, vin și spun că îi păcat să fii bolnav, ești un păcătos. Fraților, să ne trezim până nu-i prea târziu. Cei care s-au angajat în urma lui Hristos, oamenii aceștia trebuie să meargă pe calea cea dreaptă. O să fie bătuți de furtună, de vânturi, de vijelii. O să aibă ispite și o să trebuiască să se lupte cu marele Apolion, cu prințul iadului. Și o să trebuiască să stea pe genunchi și să agonizeze și să plângă înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, nu mă mai înțeleg nici eu pe mine, dar știu că în mâna Ta există eliberare, salvare, scăpare. Și Dumnezeu la oamenii aceștia le garantează viața. Lăudat să fie Domnul! Fraților și surorilor tineri, refuzați mașinăria diavolului cu motorul tare și fără frână. Motor tare în direcția asta necredinței. Atâta te duci în necredință până cazi în prăpastie. Motor tare pe direcția duhurilor înșelătoare. Vine cineva și spune ceva: uite, mie mi-a vorbit un înger, mie mi-a vorbit Duhul lui Dumnezeu. Și te duci după el și ai ajuns rău. Uitați-vă mai departe ce oameni sunt aceștia. Și tot acolo mergem la motorul ăsta tare și fără frână. Versetul 2: fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Știți ce înseamnă fățărnicie și minciună? Înseamnă minciună plus minciună. Minciuna e una, tatăl minciunii este diavolul, scrie în Ioan în capitolul 8. Dar fățărnicia, știți ce este? Minciună îmbrăcată cu hainele adevărului. Asta e fățărnicia. Minciună îmbrăcată cu hainele adevărului. Că tu în spate ești altfel, dar ai pus o fațadă care-i fățărnicia, e fața aceea. Și este un psalm, am citit odată și m-am uimit, în King James îl traduce bine acolo. În Cornilescu scrie oameni fățarnici, dar în King James spune oameni cu o inimă și o inimă, adică cu două inimi. Oamenii care au două inimi, ăștia ratează singurul cer care există, să știți. Dar oamenii care au o singură inimă, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu, un singur Duh, un singur Mântuitor, aceia ajung în cerul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Și mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, abătuți de fățărnicia unor oameni care sunt și mincinoși, dar uitați-vă mai mult și aici identifici. Și poți să vezi dacă tu ești unul de acela sau prietenul tău e unul de acela. Sclav din punct de vedere spiritual. De aceea vorbeam la început. Fă proba cu 3 luni să vezi dacă poți. Nu știu dacă poți, dar ăștia sclavi, îți robi păcatului. Însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ce înseamnă asta? Eu am crescut în câmpia Turzii, în copilăria mea. Și am văzut, am avut ocazie să văd, pentru că locuiam la casă și locuiam lângă o câmpie mare, am avut ocazia să văd animale vite, mai târziu am văzut și oi, însemnate cu fierul roșu, ca omul să-și cunoască, făceau un semn cu fierul roșu, la câini le mai făceau 3 semne sau 2 sau 1. Și ei își cunoșteau animalele după însemnele pe care le făceau pe trupul animalelor. La ce se referă aici acest verset 2, că revin la sintagma asta, la imaginea cu motor puternic și frână nimic, frână zero. La ce se referă aici cuvântul lui Dumnezeu? Păi până la urmă, apostolul Pavel duce la paroxism toată imaginea asta. Zice, oamenii ăștia n-au credință că s-au lepădat de ea, umblă după duhuri rele și cred că e Duhul lui Dumnezeu, umblă după minciuni și ei trăiesc în minciună și de fapt oamenii aceștia sunt robiți în cugetul lor, în conștiința lor. Ce înseamnă conștiință? Știință. Înseamnă ceva, eu știu ceva și atunci am o știință, dar conștiință înseamnă că mai este cineva care știe cu mine împreună ce știu și eu. Și acela este Dumnezeu.
con știință, înseamnă că Dumnezeu știe ceva și eu știu același lucru. Și în momentul acela începe con știința, știința aia începe să mă macine, începe să mă taie înăuntrul meu, pentru că am făcut o prostie, am făcut un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și atunci conștiința asta începe să lucreze. Dar am găsit în Scriptură, în special în scrierile lui Pavel, 5 trepte de nivel, de sensibilitate a conștiinței. 5 trepte. Și pornim, dacă vreți, de sus în jos. Că trebuie să ajungem la conștiința, la cugetul ăsta însemnat cu fierul roșu. Prima treaptă și cea mai înaltă și cea mai bună, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, spune Apostolul Pavel. Dacă mai întâlnești pe câte cineva în biserică și spui, mă frate, mă, nu mai cânta, mă, cântările astea, mă, că îi pui pe frață ăstea cu joc de picior sau cu sistem nervos. Nu-s bune, mă, nu-s bune. În momentul ăla, ce, frate, tu te legi de mine, dar conștiința mea, frate, nu recunoaște. Păi ai ajuns la cugetul luminat de Duhul Sfânt. A venit Duhul Sfânt să spună ceea ce faci. Sau tu de la tine faci lucrul acesta. Pentru că, uite, sunt grade de sensibilitate spirituală la nivel conștiință. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, ăsta e gradul cel mai înalt, treapta cea mai înaltă, apoi coborâm una mai jos și asta e bună. Cuget bun, spune Apostolul Pavel, cuget bun, coborâm mai jos, cuget slab, ăsta deja e cu probleme, coborâm mai jos, cuget rău, și coborâm jos de tot. Cuget însemnat cu fierul roșu. Asta înseamnă că nu mai poți să-ți revii, domnule. Ești robul diavolului. Citeam despre o femeie care la un moment dat era posedată de niște duhuri rele. Și când au vrut frații să roage cu punerea mâinilor să o elibereze Dumnezeu, a venit noaptea un duh la ea și a zis, eu stau în trupul tău de 20 de ani, sau nu știu, i-a zis o sumă așa de ani, i-a zis un număr de ani și zice duhul la rău, mâine știi ce să faci? Iei cuțitul, pui în poșetă și când se roagă frații pentru tine, ai rezolvat situația. Nu i-a permis Dumnezeu, că n-are putere diavolul în fața luminii, el cade paralizat. Nu a putut să facă nimic, dar a trebuit să mărturisească ceea. De ce? Cugetul ei era însemnat cu fierul roșu. Ei, vestea cea bună și vestea cea mare este că Dumnezeu poate chiar și cu oamenii ăștia însemnați cu fierul roșu în cugetul lor, poate și cu ei să facă o minune și să le reactiveze cugetul prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei, fraților și surorilor, al doilea lucru din mașinăria diavolului este caroseria. Caroseria. Versetul 3 și versetul 4. Caroseria. Uitați-vă iarăși, dacă diavolul vine și la unii nu reușește cu motorul ăsta fără frână, dacă nu reușește cu biciuirea simțurilor și cu căderea asta în desfrânare și în destrăbălare, vine diavolul și uitați-vă în versetul 3 ce spune diavolul. Hai mă să-ți arăt o caroserie faină, mă, știi ce scrie pe ea? Spre cer, te duci spre cer, cum diavole? Că până la urmă diavolul vine și face asta. Pe Dumnezeu la început a venit și a spus, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Vine diavolul și spune, ei mă, fii tu mai sfânt ca alții, mă. Arată un pic de sfințenie mai mare decât alții, mă. Fii un pic mai mândru ca alții, mai sus ca alții. Pentru că asta era o tendință în societatea contemporană Apostolului Pavel. Erau oameni care veneau și spuneau, noi suntem asemenea zeilor care trăiesc în Olimp. Și noi nu ne căsătorim, că nici la zei nu le trebuie femei. Noi suntem niște oameni care trăim în sferele înalte. Noi nu mâncăm cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, mai mult postim. De ce? Așa fac și zei. Și atunci veneau oamenii ăștia și imediat îi debusolau pe cei din biserică. Bă, tu poți posti 100 de zile cât am postit eu numai cu apă? Nu pot. Ei, uite ce realizări am eu. Sigur eu superior ție. Hai, fă și tu ca mine. Și încercau să-i atragă. Măi, tu te poți opri să nu te căsătorești. Nu, că scrie în Biblie că decât să ard, mai bine să mă căsătoresc. Bă, uite, eu pot, măi. Dar el în ascuns, numai el știe ce face, numai Dumnezeu știe ce face.
Și atunci, vedeți, a doua capcană din mașinăria diavolului este caroseria asta împodobită frumos, în care scrie omul ceresc, cum e titlul unei cărți, omul ceresc. Ăsta e omul ceresc, băi. Ăsta deja trăiește în cer, nu mai trăiește pe pământ. Ăsta e un sfânt pe pământ printre oameni. Și atunci vine diavolul și spune, știi ceva? Sfințire la nivel de intimitate, dar sfințire cu ghilimele. Nu te mai căsători, omule, stai liniștit. Al doilea lucru, sfințire la nivel alimentar. Nu mânca decât aia, verdețuri mănâncă și atât. Ești un om sfânt. Și toate astea doar în exterior, doar caroseria. Nu-i motor, nu-i nimic acolo. Și ăștia vin cu mașinile lor prin biserică, nu? Că vorbim de mașini și de mașinării. Și încearcă să își arate BMW i4. BMW i4, nu? Și vin cu ele, uite ce mașină faină, mă duc cu ea în cer, eu sunt om special, eu sunt mai special decât tine. Și Domnul zice, nu, e mașinăria diavolului, fii atent. Și apoi al treilea lucru pe care îl aduc în atenția voastră sunt indicatoarele de pe drum. Spunea un frate de la noi că undeva în România, nu știu în America dacă s-ar putea întâmpla asta, dar în România e țara tuturor posibilităților, să știți. În România niște tineri, ca să-și bată joc de autorități și de alți oameni, s-au dus într-o noapte și au schimbat indicatoarele. În loc să zici, băi, București e încolo, București era invers. În loc să spui, știu eu, Baia Mare e acolo, Baia Mare era în altă parte. Și pe atâtea mașini și pe atâția șoferii au rătăcit și au ajuns groaznic. Sunau la poliție, domnule, ce s-a întâmplat? Uite, așa. Până s-a identificat problema și s-a remediat. Ei, pe calea lui Dumnezeu este la fel. Mașinăria diavolului, să știți că are indicatoare false. Uitați-vă la versetul 7. Ferește-te de bazmele lumești și băbești. Caută să fie vlavios. Câți dintre voi ați văzut filmul cu Codul lui Da Vinci? Vedeți? Nu vă pun să ridicați mâna, că nu vreau asta. Dar câți dintre voi ați citit sau ați văzut filmul cu Baraka? Și asta e o problemă. Pentru că vine diavolul și imediat la indicatoare scrie cerul și zbasme, domnule, zbasme. În Baraka, nu? Pune pe Duhul Sfânt sub chipul unei negrese. Asta e blasfemie, dați-mi voie să vă spun. Ce are a face o negresă cu Duhul Sfânt? Ce are a face tatăl cu un asiatic, nu? Eu pus acolo Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Blasfemie! În Codul lui Da Vinci, cu blasfemiile alea mari, pe care nici n-are rost să le amintim aici, înaintea lui Dumnezeu. Că la Iisus Hristos i-ar fi trebuit să fie căsătorit. Fals, el a venit să fie mântuitor, nu să fie un om ca și noi căsătorit. El a vrut și vrea să se logodească și s-a logodit cu biserica și va organiza nunta nunților într-o zi, slăvit să fie numele Lui. El e Sfântul Sfinților, e cel mai pur, e soarele sfințirii noastre, lăudat să fie El. Și vin oamenii și spun, uite ce indicator frumos. Basme, lumești și băbești. Și vine Duhul Sfânt și spune, renunță la mașinăria diavolului. Dar ce să fac, Doamne? Caută să fii evlavios. Păi ce înseamnă evlavie? Evlavia este, de fapt, dacă vreți, o traducere a Noului Testament a sintagmei frică de Domnul. În Vechiul Testament e folosit mult frică de Domnul, începutul înțelepciunii, frică de Domnul. În Noul Testament, evlavie egal frică de Domnul. Și vine aici apostolul și spune, caută să fii evlavios. Bine, Doamne, eu vreau să fiu evlavios. Dar ce înseamnă un om evlavios? Ce înseamnă evlavia? Știți ce înseamnă evlavia? Evlavia înseamnă caracterul lui Hristos. Spune în Isaia, în capitolul 11, plăcerea lui va fi frica de Domnul, va fi evlavia. Și dacă tu vrei să seameni cu Hristos, plăcerea ta trebuie să fie frica de Dumnezeu, să ne temem de Dumnezeu, Domnul să ne ajute la aceasta. Eu vreau să rămân la gândurile astea pe care le-am adus înaintea voastră. Dar haideți în secolul 21 să ne apropiem de Dumnezeu și să luăm aminte la avertismentele pe care ni le trage Duhul Sfânt pe drumul nostru spre cer.
de drumul nostru spre cer. Uitați-vă aici, în 1 Timotei, în capitolul 3, cu versetul 16. Ni se spune, fără îndoială, mare este taina evlaviei. Aici e un mister, este o taină, taina fricii de Domnul, pe care a avut-o Hristos. Evlavia trebuie arătată în trup, trebuie să vadă oamenii că tu ești evlavios în trupul acesta. Trebuie să fie dovedită în Duhul, să mărturisească Duhul despre tine, să te sigileze, să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt, să-ți dea Domnul daruri spirituale, să-ți dea roada Duhului. Trebuie să fie văzută de îngeri ca și în Hristos. Trebuie să fie predicată printre neamuri, chiar fără cuvinte, să vadă cei din jur că tu ești diferit. Trebuie să fie crezută în lume evlavia sau frica de Domnul. Și trebuie să fie într-o zi, și vei fi, dacă vei sta lângă Domnul, înălțat în slavă. Dar în capitolul 4 deja ne spune taina neevlaviei sau a lipsei de evlavie, sau dacă vreți, mașinăria diavolului. O mașinărie care are motor și n-are frână, o mașinărie în al doilea rând care are o caroserie frumoasă pe care scrie omul ceresc sau direcția cerului și n-are motor, n-are nimic, stă pe loc, pentru că asta e o formă exterioară, o formă de evlavie. Și până la urmă, un indicator sau niște indicatoare pe care scrie cer și de fapt ele te trimit în iad. De ce? Pentru că sunt oameni care se iau, uitați-vă, nu le mai place, Domnule, învățătura din Scriptură să scoată ceva de aici, să predice ceva de aici. Fraților, zice, am citit în ultima vreme o carte și cartea mi-a revoluționat viața. Asta e cartea care trebuie să-ți revoluționeze viața, nu alte cărți. Asta e cartea cărților, asta e cartea lui Dumnezeu, asta e cartea de căpătâi, harta spre cer, asta e lumina lui Dumnezeu pentru luminarea căii noastre până la capăt, asta e puterea și dinamita lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Fratele Tanța, bătrân, într-o zi, pe vremea comuniștilor, l-au înconjurat milițienii pentru că o strigat și au zis așa: nu vă apropiați de mine că am armă, am pistol. Ai, ce s-a mai speriat poliția, miliția de atunci. Are omul ăsta armă. Măi, cum să facem? S-au dus, l-au pândit, o zis, ia arma și pune-o jos, jos pe caldarâm, pune-o jos. Și-o scos de la piept Noul Testament. Noul Testament, asta era arma lui și-a pus-o jos. Hei, zice, ne-ai speriat. Zice, acasă am pușcă mitralieră, mă. Aia era Biblia. Era Biblia, cu Vechiul și cu Noul Testament. Și aia ți-o luăm, nu contează. Mai am una aici înăuntru și pe asta nu mi-o puteți lua. Domnul să ne ajute să avem înăuntru arma asta și apoi Dumnezeu ne va ajuta să ne întâlnim într-o zi pe malurile celelalte, pe malurile râurilor sfinte. Așa avem o cântare frumoasă. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.